Bond, timp de 51 de ani, a aprins imaginația milioanelor de femei care și-au dorit să fie alături de focosul spion. În același timp, celebrul agent 007 a avut parte de cele mai periculoase ispite. Ursula Andress a fost prima iubită a lui James Bond. Educația primită de la părinții protestanți n-a împiedicat-o la 17 ani să fugă de acasă cu amantul. Stay where you are! I can assure you my intention. Scena picăturilor de apă care se preling pe corp din prima ecranizare a reapărut cu 40 de ani mai târziu, când cu aceleași mișcări de felină, bomba sexy Halle Berry îi tulbură mințile agentului secret. Grace Jones a fost ciocolata amară a lui Bond. Lady Gaga este doar o copie îmbunătățită a modelului de culoare, pentru că a furat de la aceasta stilul ei excentric. Well, let me walk you to the chopper. That won't be necessary. Someone will take care of you. Jones a fost prima care a purtat coarne, pene, haine de tip bandaj sau câte un ochi acoperit. Sophie Marceau ajunge în vârful celebrității abia după ce îl seduce și torturează pe Bond. It is my oil. În pauzele dintre filmări, Marceau cochetează cu reclama. Eva Green, una din cele mai bune iubite ale lui Bond, suferă de claustrofobie și este extrem de timidă. Din acest motiv, chiar și după ce a obținut popularitate, Eva detestă întâlnirile mondene. Cea de-a 22-a Bond Girl, Olga Kurilenko, a fost importată din Ucraina. În primii ani de viață, Olga a fost împânzită de sărăcie. Dar cu toată mizeria sovietică, aceasta a ajuns în lumina reflectoarelor la doar 13 ani. What the hell are you doing? You're welcome! Berenice Marlowe este ultima iubită a lui Bond. Până la apariția filmului a avut roluri mici, dar nici Skyfall nu i-a adus celebritatea predecesoarelor ei. Ați întâlnit fete James Bond în cariera dumneavoastră? Nu. Fete care făceau și ele aceeași meserie? Nu, sunt foarte puține femei care fac astfel de meserie în condiții de stres. Femeia, de obicei, este cum mai puțin rezistentă. Uh-huh. Din mai multe motive. Dar ca soții ale unor ofițeri, da, categoric, majoritatea dintre aceste femei erau femei frumoase. Și atunci, în familie, cine conduce? Femeie sau... În familia, totul depinde. Fiecare familie și are regulile. Dar o femeie deșteaptă întotdeauna îl pune în prim plan pe soț. Ce se întâmplă în familie, eu cred că modelul ăsta moldovenesc în care femeia joacă un anumit rol important în interiorul caminului familiar, el promovează pe bărbat ca lider, chiar și atunci când nu chiar are toate calitățile, este o formulă bunișoară. Urmărește iShow și află dacă Nicolae Chirtoacă știe să danseze tango. Partenerul emisiunii Independent Media. Cât ați fost ambasador în Statele Unite, este o regulă că soțiile de ambasador nu lucrează. Dar ce făcea soția de ambasador? Nu, soția este de fapt mâna dreaptă a ambasadorului, fiindcă foarte multe relații se stabilesc prin intermediul soției. Deci, soția lucrează alături de dumneavoastră. Nu, soția a fost membra a trei cluburi, prin care clubul cel mai select a fost și Laura Bush, membra acestui club. Soția mea chiar, aș spune, nu insist că s-a împrietenit, dar are câteva poze foarte simpatice cu... Cum era Laura Bush? Foarte simpatică. Soția unui fost militar, de altfel. Și ea este femeia care l-a salvat pe Bush când Bush a avut o perioadă când deja devenea dependent de alcool, atunci când a părăsit armata și ea, de fapt, l-a salvat. Eu am avut o plăcere deosebită să discut cu domnul președintele Bush timp de vreo 20 de minute, fără traducător. Este important în Statele Unite, fiindcă cât durează. Și cum era Bush? Bush era mai înalt de statură decât eu îmi imaginam, cu o mână
lată și puternică, pentru bărbat este important, cum este mâna, așa și inima lui, așa și sufletul. Nu, femeile întotdeauna testează bărbații, dar asta este un test firesc. Atâta timp cât, deci, li pasă. Doi, o reacție foarte, foarte rapide și foarte adecvate la tema discuțiilor. Desigur, nu era numai Moldova, era Moldova în contextul geopolitic, relațiile noastre cu Federația Rusă, cu Uniunea Europeană, deci era într-un context mai larg. V-ați întâlnit și cu Hillary Clinton, mi-ați spus. Da, eu am avut ocazia să stau de vorbă de mai multe ori cu doamna Clinton, din momentul când a fost numit secretar de stat, chiar și cu soțul domnului ei și cu Bill Clinton. Cum este Hillary? E foarte extraordinară. E o femeie care te ascultă cu interes și sinceritate. Foarte amabilă, foarte corectă și cred că extraordinar de bine motivată ca secretar de stat. Ea a făcut un lucru enorm pentru a schimba imaginea Statelor Unite și pentru a promova nou mod de... Ei de... mai sunt împreună cu Bill? Da, sigur. Sunt împreună, da? It's just business. Așa, am înțeles. I-a iertat tot. Noblesse oblige. Cum este Bill? Bill este zâmbăreț cu zâmbetul ăsta american. Frumos, care, e frumos, dar nu întotdeauna ești sigur de sinceritate. Este un zâmbet foarte profesionist, amabil. El și-a adus aminte când eu m-am prezentat de Moldova. Pentru că știi unde Moldova este și este bine pentru fostul. Da. Noi, eu glumesc, desigur. Și, deci, noi am schimbat câteva vorbi, era la o recepție cu ocazia investirii lui Barack Obama. Deci, așa numit balul ambasadorilor, unde a fost invitat tot corpul diplomatic la nivel de ambasadori. Plus, o impresie extraordinar de bună. Dar cel mai... rezultatul întrevederii noastre scurte și discuții a fost... cel mai important a fost pozele pe care le-am dat. Există vreun dress code pentru recepții? Da. Categoric, totul este dress code. Diferit? Da. Deci, de la o recepție la alta? De la black and white, adică deci, ei nu numesc smoking, asta e tuxedo, până la casual. Moda se schimbă, iar stilul rămâne. Bărbații o simt cel mai bine, mai ales când li se cere un dress code, iar ținuta black tie le dă mari dureri de cap. Black tie înseamnă a fi sobru sau nu, a nu fi sobru? E una clasică. Nu știu. Clasică, polnișă, clasică. Ținuta black tie de obicei constă dintr-un costum de lână, de culoare neagră și mai are și denumirea de smoking sau tuxedo. Sacoul trebuie să fie numai decât cu un singur nastur și pantalonii trebuie să fie de aceeași culoare ca și sacoul, dar cel mai principal detaliu este să nu aibă manjete. Cămașa trebuie să fie numai decât de culoare albă și să fie special pentru butoniere și cu un guler special pentru papion. Bărbații, dacă se mai întreabă cravată sau papion, răspunsul sigur e papion. Ținuta black tie cere și un pantof sofisticat, care poate fi din piele sau, cel mai bine, din lac. White tie este cel mai formal dress code impus de societatea înaltă. Fracul reprezintă elementul de bază al acestui stil, iar culoarea lui este aleasă de proprietar. Ținuta white tie poate fi accesorizată cu papion, dar și cu lavalieră. Regula nu mai este atât de severă ca în ținuta black tie, dar există alte cerințe care nu pot fi încălcate. Fracul se poartă fără centură, doar cu bretele. Un detaliu tot foarte important este brâul. El poate fi de culoare neagră sau bordeaux. Depinde de situație și de ceremonie. Mi-ați spus că sunteți de 20 de ani vegetarian. Da, eu nu consum carne. De ce? Cum ați ajuns la așa viață, domnul Nicolae? Foarte simplu, foarte simplu. Era anul foarte greu, anivoios, 1992, război, mizerie. Eu am intrat în post și l-am ținut foarte strict și mi-a plăcut. Eu am înțeles că e starea mea firească. Să nu consum carne. Și de atunci nu mai consum. M-am oprit-o și la revedere. Fructe de mare, da, fructe e slăbiciunea mea. Ia că cu fructe de mare aș fi ghicit. Asta? Stai să țin. Încă, pește, dar lapte? Dar rar. Doar
cașcavaluri. Sunteți vegetarian, dar nu de tot, așa. Fără extreme. Fără extreme. Eu exclud doar carne. Da. Și toată familia este vegetariană? Soția, da, dar copiii, eu le-am la discreția lor, fiindcă eu m-am copt, să zicem așa, pentru un nou mod, pe la vârstă de aproape 40 de ani, 37. Asta e aritmetică deja. Dar soția, deci, a intrat în același regim peste vreo 4 ani. Nicolae, povestiți despre familia dumneavoastră. Aveți doi copii. Eu am doi copii, da. Povestiți despre ei. Este o fată și un băiat? Da, o fată și un băiat. Fata a făcut, deci, studiile postuniversitare în Statele Unite, mulți ani în urmă, atunci când eram ambasador, este important să menționez. Ea este deja 15 ani. Ea este avocată la Boston. Doi nipoței. Doi nipoței. Amicuți, fantastici. Indigo. Ambii Indigo. Băiatul este patriot. A fost, deci, la noi în vizită de două ori. Mi-a spus că se plictisește la nebunie în America. În primul rând, toți noi circulăm acolo unul după altul cu viteza maximă de 90 de kilometri, pe drumuri excelente. El e un pic altfel. Vede drive-ul ăsta, lipsă de drive, mai exact. Și doi, mi-a spus că în timp, el e în vârstă când se pregătește să se însoare. Adică el așa îmi spune de mai mulți ani. Și el mi-a spus... Stai aici! Da, el mi-a spus, tata, am stat o lună cu voi aici la Washington, n-a văzut nicio fată frumoasă în această țară, dacă rămân... Toate sunt în Moldova. Și el s-a întors. Da, și de atunci... Și ce face? El este manager, deci în fruntea unui grup de specialiști în domeniul, adică business-ului, într-o corporație privată. De câți ani sunteți împreună cu soția? Anul acesta, doamne, femeile întotdeauna țin minte datele și ce fel de eu trebuie să fie. Spuneți? Să zic că 38 de ani, da, nu suntem căsători, 38 de ani. Eu vroiam să vă întreb despre secretul unui cuplu atât de longeviv ca al dumneavoastră. Dragoste sinceră în tinerețe, care se maturizează ca sentiment pe parcursul anilor, se transformă într-un respect și prietenie profundă. Dragostea rămâne sau nu rămâne? Dragostea este în permanentă metamorfoză. Dar principalul este relațiile se strânească sentimentul entuziasmului în inimă. El poate fi de ce mai bine. Dar soția ce face? Soția acum face acuarele, de altfel. Ea pictează? Mai pictează. Ea a avut o perioadă extraordinară când a avut timp mai liber și din senin a început să facă acuarele. Pictează niște flori fantastice și a trecut la natură moarte. Dar de specialitate ce este? Ea este economistă.